Felicitări pentru reușite! Elevii reghineni care au obținut premii fruntașe la concursurile și olimpiadele școlare la care au participat au fost premiați. În total au primit diplome 190 de elevi. Inițiativa aparține primăriei municipiului în scopul de a promova excelența școlară. Elevii au fost felicitați și încurajați de către primarul Maria Precup să continue. Pentru ei, premierea a fost un moment de bucurie. Poate doar să mă bucure și să mă mulțumesc, pentru că știu că munca e răsplătită și până la urmă e și un fel de motivație pentru mine, faptul că până la urmă o să primim un premiu care e și un premiu în bani. Consider că este un lucru bun, faptul că primăria ne premiază, este un ajutor și parcă ne dă mai multă încredere. Știm că astfel munca noastră este apreciată. Pentru obținerea rezultatelor bune, pregătirea este una continuă. Elevii au declarat că vor participa la concursuri și olimpiade și în anii școlari următori, întrucât reprezintă o modalitate ideală de a-și testa cunoștințele și de a se obișnui cu atmosfera de examen. Am obținut locul 3 la concursul de sanitare priceput, care constă într-un concurs de cursuri de prim ajutor. Cu ajutorul acestor concursuri putem învăța cursuri de prim ajutor, știm să acordăm prim ajutor când este nevoie unor oameni, și ne va ajuta chiar în viitor dacă vreți să mergi la medicină. La zilele municipiului au mai urcat pe scenă și tinerele talente artistice reghinene. Este vorba de Cristina Maria Fărcaș, Maria Grama, Andreea Morariu, precum și trupele de street dance din municipiu.